Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Alături de mine este domnul viceprimar Bozieru Cosmin și doamna Popa Daniela, director economic și manager de proiect pe reabilitarea și modernizarea drumului de centru al municipiului Târgoviște. Astăzi vreau să aduc la cunoștința publică, prin intermediul dumneavoastră, câteva aspecte punctuale. Și aș începe cu modernizarea și reabilitarea drumului de centru al municipiului Târgoviște. După cum știți, drumul de centru al municipiului Târgoviște este un proiect foarte important pentru noi. Acest proiect trebuia terminat în luna august 2012. Din păcate, nu s-a reușit acest lucru. Am mai abordat aceste subiecte. Vreau numai să fac o scurtă sinteză. Este suficient să amintim că în perioada, încă din luna octombrie 2011, echipa de implementare a proiectului a făcut o solicitare de reziliere a contractului cu cel care a adjudecat inițial contractul de execuție de lucrări. Din păcate, această reziliere s-a produs 9 luni mai târziu. Și cred eu că la momentul respectiv am pierdut timp prețios pentru a putea finaliza acest proiect. În orice caz, în acest moment sunt în măsură să spun că toate procedurile privind încheierea contractului de lucrări pentru proiectul modernizare și reabilitare a drumului de centru al municipiului Târgoviște au fost finalizate. Suntem în faza de semnare a contractului. Am solicitat deja constructorului ca săptămâna viitoare, marți, mai exact, să se prezinte în vederea semnării contractului și pentru a ne pune la dispoziție încă două documente în formă autentică, care mai sunt necesare ca și formalități pentru semnarea contractului. Astfel încât săptămâna viitoare eu cred că voi semna ordinul de începere a lucrărilor în legătură cu acest proiect. Chiar astăzi de dimineață am aprobat raportul final al procedurii care ne-a fost comunicat de către Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor. A fost un raport fără observații, astfel încât avem întrunite toate condițiile pentru semnarea contractului și pentru a intra în forță într-un proiect care este deosebit de important pentru municipiul Târgoviște. După cum probabil cunoașteți, câștigătorul procedurii de achiziție este asocierea dintre SC Good Prot SRL și SK1343 JSC. Valoarea ofertei este de 51.106.584,63 lei fără TVA. Următorii subcontractanți declarați: SC Consini SRL pe lucrări de drumuri, lucrări de apă canal și SC Drumar SRL pe execuția lucrărilor de poduri. Având în vedere că programul operațional regional se finalizează la sfârșitul acestui an, va trebui să renegociem graficul de execuție și perioada contractuală, astfel încât să ne putem încadra în termenul stabilit de Uniunea Europeană și de programul operațional regional. O să rog acum pe doamna Popa Daniela, manager de proiect, să vă dea câteva date tehnice despre acest proiect. Bună dimineața, așa cum spunea domnul primar, a fost finalizată procedura de achiziție, care inițial a demarat ca și evaluare în data de 6 martie. Considerăm că a fost o procedură care s-a finalizat foarte repede și aici trebuie să mulțumesc colegilor mei din echipă care au fost alături și au pus acest obiectiv pe primul loc, având în vedere problemele care le are și importanța obiectivului pentru municipiul Târgoviște. Așa cum spunea domnul primar, primul punct fort în negociere va fi
perioada de execuție care este musai să o încadrăm în cadrul contractului de finanțare respectiv până la 31 decembrie 2015, deci o reducere de la 9 luni la 6 luni. Iar ca modalitate de lucru, deci după începerea, după darea ordinului de începere a lucrărilor, intenționăm să atacăm trei fronturi considerate ca fiind zero pentru acest proiect și mă refer aici la dublarea podului de la Deiș, la zona virgină, respectiv canalul Ialomiței, unde avem 1,3 km de drum care vor fi realizați de la zero. Și cea de-a treia este vorba de calea Ialomiței în zona bazei de agreme. Cum știți, avem o problemă legată de canalizare pe proiectul complex de natație. Asta nu înseamnă că nu vor fi atacate și celelalte lucrări aferente acestui proiect. Dar pentru început, acestea vor fi și cred că ne veți găsi pe teren în aceste trei obiective. Deci valoarea contractului este de 51.100.000 fără TVA, respectiv 63,3 milioane cu TVA. Și cum ați 27% din contractul mare. Aceasta e valoarea aferentă proiectului tehnic revizuit pe restul de executat. Și cât aproximativ 15 milioane. Ca preț efectiv. Aș vrea să răspund eu la această întrebare. Sigur că este un termen foarte, foarte strâns. Noi intenționăm, cu ajutorul constructorului, bineînțeles că el este actorul principal în acest proiect, să atingem undeva la 80% din proiect, cel puțin 80% din proiect. Și spun 80% pentru că în această situație, în eventualitatea unei prelungiri cu 6 luni a programului operațional regional, putem beneficia ca și anul viitor, până la jumătatea anului, de cheltuieli eligibile pe acest proiect. Deci trebuie să avem un anumit stadiu de execuție. Și eu zic că e foarte important că reușim să semnăm contractul în acest moment și putem merge undeva peste 75%, care reprezintă, din informațiile pe care le avem în momentul de față, pragul minim în funcție de care se poate merge și până la jumătatea anului viitor cu cheltuieli eligibile pe proiectul de modernizare și reabilitare a centrului municipiului Târgoviște. Condiția să fiți foarte înaintați în proiect. Am spus 75%. Sunt informații. Situația de la Târgoviște nu este singulară. Sunt mai multe situații de acest tip. O altă posibilitate ar fi ca acest proiect să fie fazat, în sensul că să mergem pe porul acesta și ulterior să putem să beneficiem de continuarea proiectului pe Programul Operațional Regional 2014-2020. A existat o expertiză tehnică realizată acum 2 ani. La acel moment lucrările realizate erau de bună calitate. Acum urmează să facă și o evaluare. Asta nu știm. Rămâne doar să constatăm efectiv la momentul la care constructorul se va apuca de treabă. După cum știți, municipiul a făcut lucrări în perioada în care, după care s-a realizat contractul cu SECAS. S-a reziliat. Lucrări de întreținere. Acestea urmând a face obiectul recuperării în dosarul în care îl avem în instanță cu SECAST. De-a valorilor de trafic, justifică dublarea de la asta a fost studiul de trafic care s-a făcut și proiectul tehnic. Asta au spus proiectanții. Păi de asta am și spus că va fi obiectiv de importanță zero, pentru că de acolo vom porni. Oricum, ce vreau eu să subliniez, că de săptămâna viitoare, de momentul în care va fi semnat contractul, fiecare metru de asfalt și fiecare metru de conductă pe care o vom pune în Târgoviște, va fi pe bani europeni și asta e foarte, foarte important. Pentru că dacă rămâneam la stadiul acesta și nu reușeam să dăm drumul la contract, ar fi trebuit să
executăm din banii noștri, dar posibilitatea nu există să ne asumăm o valoare atât de mare, de 51 de milioane, pe proiectul tehnic revizuit. Și atunci eu cred că de acum, dacă vom ști să ne facem treaba cum trebuie și dacă constructorul este serios, vom avea numai de câștigat din acest proiect. Și sigur, dacă se va prelungi și perioada, atunci putem transforma un coșmar într-un vis frumos. Dar facem eforturi să ajungem cât mai aproape de finalizare, să aducem cât mai aproape de finalizare acest proiect. Nu vă ascund faptul că vom avea teoretic aceeași problemă pe care o avem în momentul de față pe PID-uri, în sensul că suntem cumva legați de executant. Dacă în anul 2012, 2011, 2013, în momentul în care executantul nu-ți lucra așa cum trebuie, puteai foarte ușor să rezilieze acel contract, e bine, în momentul de față, orice reziliere de contract echivalează cu nerealizarea proiectului. De aici și o anumită dificultate și de aceea spun eu că este foarte grav faptul că acest proiect nu a fost realizat în cele 82 de luni, am ajuns iată în ultimele 6 luni să realizăm. Au fost 82 de luni la dispoziție pentru a fi realizat acest proiect. Un proiect de importanță capitală, repet. Dar sperăm că vom reuși să ne realizăm obiectivul și până la urmă lucrurile vor sta bine. Vă rog. Părerea mea este că ar trebui să fie închise în anumite momente porțiuni de drum, pentru că sigur, depinde foarte mult de constructor, de dirijinte de șantier, de modul în care ei o să-și organizeze, treaba, dar eu cred că orice măsură care e de natură să conducă la accelerarea proiectului este binevenită și va trebui să facem cu toții anumite eforturi. Săptămâna viitoare o să avem o discuție cu constructorul și vom putea aduce mai multe lămuriri și vom putea da mai multe detalii. Eu sunt mulțumit că am ajuns în acest stadiu, eu sunt mulțumit că încă vremea ne permite să lucrăm și atunci e în avantajul municipiului Târgu Jiu și în avantajul târgoviștenilor că în momentul ăsta putem să reluăm un proiect de importanță capitală, repet, pentru municipiul Târgoviște. De săptămâna viitoare și semnați contractul de lucrări și dați o mână. Da. Nu au fost discuții până în momentul de față. Abia acum, după semnarea contractului. A fost o procedură închisă, o procedură în care s-a făcut evaluarea, s-au cerut clarificări, dar toate la modul oficial. Acum o să avem discuții care țin de implementarea execuției. Până vă mai gândiți la întrebări eventual pe această temă, vreau să vă aduc la cunoștință, să vă fac o scurtă informare cu privire la deplasarea pe care am avut-o ieri în municipiul București. Am fost la mai multe autorități publice centrale cu competențe în ceea ce înseamnă finanțarea anumitor programe pe care intenționăm să le desfășurăm sau le-am desfășurat la nivelul municipiului Târgoviște. Aș începe prin a spune că am semnat ieri contractul de finanțare pentru reabilitarea celor 68 de scări de bloc. Este un pas important. Suma care ne-a fost alocată este de peste 3 milioane lei. Este a doua sumă la nivel național alocată pentru reabilitarea termică a blocurilor pe anul 2015. Vreau să nu să ascund faptul că am constatat la Ministerul Dezvoltării Regionale faptul că municipiul Târgoviște timp de 2 ani de zile a rupt orice comunicare cu acest minister deosebit de important pe ceea ce înseamnă finalizarea proiectelor de infrastructură din municipiul Târgoviște. Municipiul Târgoviște s-a limitat la transmiterea unor adrese care, în sfârșit, nu ne-au adus nimic concret. Vreau să schimbăm total modalitatea de colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale. Am stabilit anumite contacte. Personalul din Primăria Târgoviște se va deplasa
ori de câte ori este nevoie personal la minister pentru a discuta și a lămuri anumite aspecte care țin de reabilitarea termică, pentru că din păcate, anumite situații de lucrări care au fost transmise de către municipiul Târgoviște nu au putut fi decontate, tocmai din cauza acestei lipse de comunicare și a neînțelegerii de către Primăria Târgoviște a mecanismului de accesare a fondurilor pe programul multianual de reabilitare termică a blocurilor. În sfârșit, mai trebuiau făcute niște proceduri, trebuia să existe o avizare care nu s-a făcut, din păcate, pentru că în momentul în care au fost modificați indicatorii tehnico-economice, aceștia trebuiau să intre la avizare la Ministerul Dezvoltării Regionale. Altfel, diferența dintre valoarea inițială a blocurilor și valoarea actualizată a lucrărilor la blocurile care urmează să fie reabilitate termic nu poate fi decontată de la minister. Reluăm această etapă în momentul de față, până la semnarea contractului de achiziție, pentru că nu mi se pare normal ca în situația în care există posibilitatea accesării unor fonduri de la bugetul de stat pentru aceste diferențe de lucrări, aceste fonduri să fie suportate de la bugetul local. Și atunci vom încerca să facem tot ce putem pentru a accesa până la sfârșitul acestui an cât mai mult din această sumă. Eu sper să reușim să o accesăm, pe toată. Sunt expertizate toate blocurile. În momentul în care s-a făcut. Sunt expertizate toate, dar v-am spus. Și tehnici și economice, știu că au asemenea unele asociații care au plătit altele de la Comisia. Pentru a accelera programul, oricum, în momentul de față, noi nu avem timp să strângem banii de la asociațiile de proprietari. Deci vom înainta noi acești bani, pentru că până la sfârșitul anului trebuie să depunem procese verbale de recepție, practic, la toate blocurile, toate cele 68 de scări de bloc, și atunci vom recupera ulterior de la asociațiile de proprietari cota de contribuție prevăzută de dispozițiile legale. Deci acesta pe reabilitare termică a reprezentat un prim moment al vizitei sau al deplasării pe care am făcut-o în municipiul București. Mă bucur că am reușit să mișc puțin lucrurile, mă bucur că am reușit să găsim niște persoane de contact care ne pot ajuta foarte, foarte mult pe această zonă și regret faptul, repet, că timp de 2 ani municipiul Târgoviște n-a fost reprezentat prin nimeni la Ministerul Dezvoltării Regionale. E un lucru aproape o irresponsabilitate, a spune eu, în condițiile în care sunt proiecte foarte, foarte importante care se derulează prin intermediul acestui minister. Tot ieri am fost la Compania Națională de Investiții pentru a discuta aspecte legate de cinematograful Independența. Am primit din partea Compania Națională de Investiții o adresă prin care ni se solicită punerea la dispoziție a unor documente, inclusiv predarea amplasamentului, în vederea demarării investiției. Din discuțiile pe care le-am avut, a rezultat că există șanse foarte, foarte mari ca acest cinematograf să fie reabilitat, pentru că sunt foarte puțini în acest moment pe programul Companiei Naționale de Investiții care să intre în reabilitare. Din 5-6 cinematografe la nivel național, niciunul nu este momentul de față eligibil din cauza unor vicii care țin de documentații și așa mai departe. Deci avem șanse foarte importante să finanțăm acest proiect prin Compania Națională de Investiții. O altă discuție am avut-o la Agenția Națională pentru Locuințe. Am discutat cu directorul general și am primit asigurări că cele 146 de unități locative din cartierul Tineretului Sagricom, care sunt nefinalizate în acest moment, urmează să fie finalizate. Am primit asigurări că în acest an va începe restul de execuții și că vom reuși să finalizăm 4-5 blocuri chiar în acest an. Eu m-aș bucura să fie așa. Mingea este în curtea Agenției Naționale pentru Locuințe. Noi o să demarăm un plan de sistematizare a zonei, de aducerea utilităților la unitățile respective.
astfel încât condițiile în cartierul Sagricom să fie condiții normale și decente. Am fost acum 2 săptămâni în cartier și n-am fost mulțumit de ceea ce am găsit acolo. Există și posibilitatea ca anul viitor să demarăm etapa 3-a a construcțiilor în cartierul Sagricom. Asta înseamnă încă 5 scări de bloc, dar va trebui să facem anumite verificări, să vedem dacă terenul pe care noi l-am indicat ca fiind disponibil în urmă cu ceva timp Agenției Naționale pentru Locuințe, este și momentul de față disponibil în cartierul Sagricom. N-am această informație, m-am întors aseară ora 8 de la București și n-am reușit să lămuresc acest lucru. Deci există șanse să... Sigur vom termina blocurile care sunt în diferite stadii de execuție și există șanse mari să mai construim încă 5-6 scări de bloc în cartierul Sagricom anul viitor. Cel puțin să înceapă execuția anul viitor. Eu cred că sunt vești bune și cred că va trebui să continuăm această modalitate, acest contact direct cu autoritățile publice centrale, pentru că este modalitatea cea mai simplă și cea mai eficace în care să putem să lămurim anumite aspecte deosebit de importante pentru derularea sau începerea unor investiții în municipiul Târgoviște. O altă temă pe care aș vrea să o supun atenției dumneavoastră este legată de câinii comunitari. Începând cu 10 iunie 2015, va începe acțiunea de sterilizare a câinilor cu stăpân din rasa comună sau metișii acestora, în limita bugetului de 100.000 aprobat de Consiliul Local. Procedura este una foarte, foarte simplă. Deținătorii de câini, repet, de rasă comună sau metișii acestora, vor merge la sediul Direcției de Salubritate din strada Radu de la Afumați, între orele 9-14. Aici, potrivit procedurii, se va completa o cerere tip. Pentru derularea operațiunii, proprietarul trebuie să aibă asupra sa carnetul de sănătate al câinelui, ce urmează să fie sterilizat, pe care să fie atașat colantul cu dovada microcipării. După completarea cererii, aceasta va fi înregistrată într-un registru special și se va libera un bon care se va prezenta la cabinetul veterinar SCA Mivet Impex SRL, strada Calea București, numărul 535. Bonul este valabil pentru o perioadă de 90 de zile și va fi un centralizator care va veni din partea medicului veterinar, care va sta la baza decontării împreună cu acest bon. Și în baza verificărilor pe care noi le avem și înregistrării pe care noi am făcut-o inițial pentru cel care dorește sterilizare, se va face și decontarea. Repet, bonul este valabil 90 de zile. Cabinetul veterinar este cel care a rezultat în urma licitației publice. Da, spuneți-ne care e cabinetul ăsta. Amivet Impex SRL. Strada Calea București, numărul 535, număr vechi, și numărul 69, număr 9. Așa se cheamă. Nu știu care e. Procedura a fost derulată prin Direcția de Salubritate. Mi-au fost prezentate de dimineață aceste date. Da, este o problemă între Agenția Națională a Locuinței și societatea respectivă. Nu este o problemă care se vizeze primăria municipiului Târgoviște. Pe construcția acestor locuințe, acestui tip de locuințe, primăria municipiului Târgoviște pun la dispoziție, sau orice autoritate, administrație publice locale, pun la dispoziție amplasamentul și vine cu utilitățile. De cât timp sunt lăsate așa propunerea acolo? Cred că sunt 7-8 ani. La blocuri. Cu siguranță, tot ceea ce va însemna utilitate pe cartierul Sagricom va fi realizată de către primărie. Este obligația noastră. Cu siguranță. Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că vom vedea în funcție de ce se va întâmpla acolo, când se vor finaliza lucrările și care vor fi
în mod clar disponibilitățile financiare pe care noi le avem. În orice caz, condițiile din cartierul Sagricon trebuie să se îmbunătățească. Asta e foarte, foarte clar. E un cartier al municipiului Târgoviște. Am fost acolo, mi s-a părut puțin lăsat, dat la o parte acest cartier. Din păcate. Da, și mai vreau să spun ceva. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt în acele blocuri. Deci, pur și simplu, apartamentele sunt goale, sunt libere. Va trebui să facem o verificare și dacă nu trebuie nimănui acel apartament sau nu trebuie chiriașului, atunci va trebui să-l dăm unei persoane care are nevoie de așa ceva, pentru că sunt peste 3.000 de cereri de locuințe la nivelul de față, la momentul de față, în municipiul Târgoviște. Deci peste 3.000 de cereri. Vom demara o acțiune de identificare a apartamentelor care sunt libere. Și începând cu 10 iunie. Începând cu 10 iunie în limita bugetului de 100.000. 100.000 de lei. 100.000 de lei este bugetul general. Sterilizarea e gratuită. Acolo sunt mai multe categorii de terenuri și de clădiri. În cartierul Sagricon, Primăria Târgoviște a cumpărat în urmă cu ani de zile. Da, vom lua măsuri. Am înțeles despre ce e vorba, așa cum am notificat și proprietarul restaurantului din parc. Și s-au făcut câteva lucrări, măcar de închiderea amplasamentului. O să facem și în cartierul Sagricom, da. Acolo nu numai asta e problema, acolo sunt multe, multe lucruri de făcut în Sagricom. Și încet, încet le vom face. Sigur că nu putem să le facem pe toate odată, nu le putem face pe toate mâine, dar le vom face. Important este că reluăm după an și an construcția de locuințe în municipiul Târgoviște, în condiții în care era absolut necesar. Și intenționăm să... Sigur, vom avea o discuție și cu Universitatea Valahia, dar cred că fostele cămine utilizate de Universitatea Valahia până la construcția campusului universitar vor putea să facă obiectul unui complex de locuințe sociale în Târgoviște. Da. Va trebui să finalizăm, să luăm acordul Universității Valahia. Aș mai vrea în încheiere să fac un scurt comentariu cu o modificare legislativă importantă a legii numărul 215 pe 2001. Modificare legislativă intrată în vigoare pe 23 mai. Potrivit acestei modificări legislative se conferă stabilitate funcției de viceprimar. N-aș fi făcut-o, dar vizează administrația publică de la Târgoviște. Potrivit noilor dispoziții legale, revocarea viceprimarului se face cu votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Local. Este pachetul legislativ de modificare a legii 2... Da, asta e dispoziția legală. Face parte din pachetul de măsuri legislative de modificare legii administrației publice locale, a legii 67, deci, a legii 215 și a legii 393 privind statutul aleșilor locali. Situația, deci dispoziția este valabilă și la nivelul vicepreședințelor Consiliului Județean și a președintelui Consiliului Județean, care e ales prin vot indirect potrivit acestei lege, legea 115. De asemenea, o altă modificare pe care eu o consider binevenită vizează încetarea mandatului unui consilier local,
Aceasta, în situația în care încetează calitatea de membru a partidului politic, asta se constată prin ordin al prefectului, potrivit noilor dispoziții legale. Deci vacantarea locului nu mai este la... nu mai este atributul Consiliului Local. Nu mai trece prin Consiliul Local. Cred că e o măsură binevenită și care vine să înlăture anumite blocaje din administrația publică locală. Da, se face solicitarea către prefect. Se face solicitarea către prefect. Cătăline, domnul secretar, am și o rugăminte. De două mă ajutați. Păi nu, dar dacă tot ați venit, măcar... Da, se transmite către instituția prefectului și acesta emite un ordin, care e un act administrativ. Ăla poate fi contestat. Dar mă rog, intrăm în... Probabil vor fi alte... o altă practică de acum înainte. Da? E... Deci acestea sunt modificări. Sunt modificări de substanță, modificări deosebit de importante ale legii 215. Repet, va fi destul de dificil. Se conferă o anumită stabilitate atât viceprimarului cât și vicepreședintului de Consiliul Județean, că va fi destul de dificil să fie eliberat din funcție. O altă modificare, tot la acest punct, este că solicitarea de eliberare din funcție trebuie să fie motivată. Adică nu, înainte nu exista această condiție și nu era făcută neapărat o analiză a activității. Pur și simplu era la latitudinea Consiliului Local, fără niciun fel de, fără niciun fel de obligație. Nu, deocamdată nu. Nu. Clar în următoarea lună. Nu va fi. Domnule primar, cum comentați situația de acest moment cu publicitate? Masă de la momentul ăsta așa s-a întâmplat în fiecare an.